felul, ce bine m-am regăsit pe canalul meu. Holuri peste holuri peste holuri peste holuri. Holurile vă plac cel mai tare și produse terminate. Am văzut asta. Știu asta. V-am prins. Și după cum am promis în ultimul haul, astăzi vă arăt produse pe care le-am primit, le-am cumpărat, le-am primit spre testare, le-am primit cadou și așa mai departe. Ok, o să încep cu chestiile random și o să încep cu pufoșenia. Pufoșenia este asta, prima, am mai multe pufoșenii. Asta este un cadou de la maică-mea împreună cu ceva ce vă arăt după asta. E o căciulă foarte drăguță cu un pompom din ăsta mare aici și nu o să mi-o pun pe cap pentru că vă dați seama că o să-mi distrugă freza. Și pe dinăuntru are blăniță ea, deci vedeți cât e de fină, așa de drag mi de ea, e foarte pufoasă și foarte călduroasă. Și mulțumesc, mami, foarte drăguță. Apoi, tot de la Mother. Am primit geanta asta. Astea au fost cadouri, un fel de Moș Nicolae, da? We don't adult here. Noi nu creștem aici, că știu că nu vă plac englezismele. Ok, am primit geanta asta. E o geantă de la Oriflame. Am văzut-o în catalog, mi-a plăcut foarte tare și mi-a cumpărat-o. E o geantă maro. Ca să vă dați seama de dimensiuni, cam atâta lui. E foarte drăguță, așa arată în lateral. E un... nu e un fake, e o copie după ceva de la Chloe. Și cele de la Chloe sunt altfel și au un lanț aici și... în fine. E cu o baretă din asta lungă și am purtat-o în ultima perioadă într-una. Îmi place mult culoarea asta de coniac, parcă. Și mă rog, ăsta de aici. Ăsta e un fier destul de dur și nu pare să se fi stricat. Și cam așa arată în interior, tot așa, pielea e super fină, nu știu, pielea, imitația, pardon. Are un buzunar mare, două pe lateral, opa, așa, care se astea mai subțiri, și aici între încă două. Așa, și aici scrie foarte frumos Oriflame și m-am mai reprezentat, așa că, da. Mi-a luat-o de acolo, prețul de catalog e 110 lei, ca să știți. Foarte frumoasă, îmi place foarte mult. Am purtat-o în ultima perioadă foarte mult. De fapt, cred că doar pe ea am purtat-o în ultima perioadă. Să o pun aici așa frumos să se vadă. Ok, încă o chestie mare pe care am primit-o. E... aba. E o geacă. Am primit-o de la prietenul meu și arată cam așa. E blămaren. Mie nu prea îmi plac gecile astea, trebuie să recunosc, dar iarna am nevoie de ele. Cu toate că eu prefer paltoane, aș purta paltoane într-una, nu îmi țin de cald. Și la noi sunt iernile destul de friguroase, destul de reci, nu știu la voi, dar când ies pe stradă și știu că am de mers pe jos sau trebuie să stau în locuri unde chiar e foarte frig, nu cred că vreau să-mi înghețe fundul de frig într-un palton. Așa că folosesc genul ăsta de geci, nu e nici foarte lungă. E undeva până la șolduri și vine dreaptă și pe dinăuntru toată e îmblănită, în afară de mâneci, evident. Și ce-mi place la ea e că e îmblănită peste tot. Am văzut gecile astea, geci de genul ăsta, în Zara asta, Divarius Inditex, orice Inditex. Și era blăniță din asta doar aici și aici așa o fâșie și eram așa, what the F? Adică de ce de-ai pune doar aici și aici așa, pe margini? Să se vadă drăguț? Nu, frate, mie îmi trebuie să-mi țină de cald, nu să se vadă drăguț. Și asta îmi place că e peste tot, tot același material care e și în interiorul căciulii. Și asta este din Real cumpărată. Foarte faină. N-am mai avut haine din Real, sincer, dar asta e foarte calitativă. Știu că hainele din Real sunt calitative, am auzit, și așa mai departe. Comanda la... ce să vă arăt prima dată acum... la Melchior. De la Melchior mi-am comandat 7 perechi de gene false de Black Friday în varianta Urban Girl. Cam așa arată. Sper că le puteți vedea. Le-am comandat atât pentru mine cât pentru cliente. Mai am 5, 2 deja le-am folosit. Îmi plac tare mult și mi se par super ok ca și calitate și îmi place foarte mult că banda aia e foarte ușoară și poți să o aplici foarte ușor, poți să modelezi cum vrei tu. Așa că a fost una foarte faină.
banda a fost foarte faină. Apoi am reușit să ajung și eu în Kaufland. Eu sunt anti-Kaufland, îmi pare rău dacă voi mergeți la Kaufland și așa mai departe, dar nu sunt de acord cu ceea ce vor ei să... Nu știu cum să explic. Vor să închidă majoritatea comercianților mici și să rămână doar ei și nu sunt de acord cu politica asta, politica lor. Așa, nu sunt de acord cu politica lor și de aceea nu merg, însă în holul trecut mi-ați spus că, nu, în Empties, în ultimul Empties mi-a spus că găsesc produse Himalaya acolo, așa că am mers de dragul produselor de la Himalaya, pentru că în Arad altundeva nu le găsesc, așa că mi-am cumpărat acest produs. L-am mai avut odată, l-am primit de la ei și mi-a plăcut super mult. Este un cleanser de față, un face wash cu nim și turmeric și e foarte bun, mi-a plăcut foarte tare, mi-a lăsat nimul foarte, foarte curat și nimul are efect antibacterian. Și mi-am cumpărat pasta asta de dinți, Sparkly White. Gum Expert, sunt curioasă cum e, nu am încercat decât odată una cu cimbru, parcă. Foarte ok, dar asta e altfel, sunt curioasă cum o să funcționeze. Aseară am trecut pe la magazinul Cala și mi-am cumpărat două chestii de la Farmec. Bine, mi-am cumpărat foarte multe pentru casă, pentru că de acolo de obicei plec cu plasa plină de chestii, dar erau doar pentru casă. Astea le-am cumpărat pentru mine, nu mă pun să vă arăt hârtia igienică și detergentul ce l-am cumpărat, dar am cumpărat dizolvant cu acetonă de la Farmec, preferatul meu. Și am cumpărat, trebuie să vă mai zic ce e, cel mai bun demachiant din lume. Este apa micelară cu flori de orhidee de la Farmec, pentru ten normal și mixt. E genială. Nici nu pot să vă explic cât e de bună. Ok, acum, comanda la Avon. Mai întâi și mai întâi. Comandat ăștia. Da. Pentru că... suntem copii și pentru că nu vrem să ne maturizăm și pentru că chiar dacă ne maturizăm, avem dreptul să purtăm papuși de casă cu cap de husky. Sau, mă rog, malamut de Alaska, ce vreți voi. Eu i-am și numit. Se numesc exact cum se numeau câinii mei care au decedat anul ăsta și anul trecut. Da? Ăștia sunt foarte drăguți, sunt foarte pufoși. Cred că au costat 40 de lei, dar nu contează, au fost atât de fain. Și deja i-am purtat și o să-i pun acum în picioare înapoi pentru că mi-e frig și îmi plac când țin de cald. Sunt îmblăniți până acolo în capăt. Sunt foarte calitativ, din ce mi-am dat eu seama până acum. Talpa, într-adevăr, nu-i cea mai cea, dar eu i-am cumpărat pentru aspect, nu pentru talpă. Știam că nu o să țină ani de zile. Mi-am asumat chestia asta. Și a cumpărat mastodontul ăsta pentru prietenul meu, el folosește chestiile astea. El și tata folosesc astea pentru gel de, în loc de gel de duș. Le place că miroase foarte fain și într-adevăr le dau dreptate. Miroase tare bine, ăsta e foarte dulce, e cu vanilie și fig smochine. Așa arată și are 1000 de mililitri. Are un litru. E imens. E foarte greu de ținut asta în mâini. Tot de la Cala mi-am cumpărat Bella Ideal Regular Stay Trail Ultra Thin. Îmi plac astea care sunt subțiri. Apoi tot de la Avon un creion de ochi din gama True Color în nuanța Twilight Sparkle. Așa arată și l-am testat deja o dată. Și din păcate nu sunt fan. E un pic patchy, nu-i ce mă așteptam eu. Cam așa arată. Da, cred că le prefer pe alea din gama MAC. Sunt mult, mult, mult mai cremoase. Dar asta eu o să-l folosesc și pe asta, probabil că pe partea de jos a ochiului și o să-l setez cu un fard. Să mă șterg pe mână că nu-mi place să... O să reziste după aia, prea tare. Tot de la Avon din gama MAC, de data asta, am comandat și un ruj lichid. Se numesc Liquid Lip Lacquer Matte.
Eu l-am luat în nuanța Fabulosity. Mi-a plăcut că e așa mai turbată. Mi-am comandat și o nuanță mai nude, dar n-a venit. Dar nu am dat bătută, am mai comandat-o odată. Doamne ajută, fingers crossed că de data asta o să-mi vină. Știu că oricum pigmentul contează și în funcție de culoare. Sunt culorile astea mult mai greu de făcut decât culorile nude. Așa că, da, ăsta are o consistență de mus. Deocamdată atâta pot să vă spun că l-am swatchuit pe mână. Are o consistență de mus. Și din câte am văzut eu nu e rezistent la transfer, dar o să-l testez mai mult și o să vă dau un review complet despre el dacă sunteți curioase. Apoi de la Golden Rose am cumpărat un ruj lichid în nuanța 19 și arată cam așa. E foarte, foarte frumos și e foarte frumoasă culoarea. O să-i fac un swatch să vedeți. Mamă cât e de frumoasă, e foarte diferită. E un cărămiziu, o sienă arsă, ceva foarte, foarte fain. Îmi plac mult culorile de genul ăsta și are un stain destul de tare. Așa că, da. Dar e foarte frumos și ambalajul e drăguț. O să vedem mai departe cum se comportă, pentru că nu l-am testat foarte mult. Și, de asemenea, o să îmi cumpăr și alte nuanțe, pentru că mi-a cam plăcut. Tot de la Avon am comandat un set care avea așa. O mască peel-off din gama Planet Spa Luxuriously Refining. Wow. Cu extract de caviar negru. Wow, m-am dat pe spate. Glumesc. L-am cumpărat pentru că a fost foarte ieftin și pentru că îmi place mirosul acestor produse din gama asta cu caviar. Am mai avut ceva și mi-a plăcut tare mult cu mirosia, așa că de-aia l-am luat. Cred că a costat setul ăsta 15 lei, 3 produse, am rămas un pic șocată. Așa arată masca. Masca asta o să o folosesc cu prietenul meu, pentru că lui îi plac măștile de tip peel-off și reușește să le termine mereu. Asta e o mască cu particule aurii, nu știu dacă se poate observa înăuntru, dar e o mască transparentă cu particule, cu sclipici auriu. Foarte interesantă. Așa, apoi avem din aceeași gamă o mască de ochi, de tip gel, care asta nu e cu glitter sau ceva. Așa arată, e micuță, e simpatică, are un aplicator de genul ăsta, ca un gloss, parcă. Și asta e așa ușor holografică, mi se pare mie. Apoi, ultimul produs, stai acolo. Ultimul produs din gamă este acesta de la, tot de la Avon, da. Asta este un tratament facial peste noapte, pe care deja l-am folosit de două ori, odată e odată prietenul meu. Cam așa arată. Și ăsta, nu știu dacă se observă, dar chiar, ăsta chiar e holografic. Stai să deschid. Foarte drăguț, miroase foarte fain. Mie îmi place mirosul ăsta și îmi place mult de tot. Și vreau să zic că dacă aveți ten sensibil, nu vi-l recomand, pentru că am impresia că un pic arde. Sau dacă v-ați exfoliat înainte sau chestii de genul ăsta, nu. Da. Foarte interesant produsul. Sunt curioasă ce diferențe o să facă. Apoi am primit niște produse de la Note. Nu le-am primit de la ei, dar le-am primit. Am primit un fond de ten, Luminous Moisturizing Foundation, pentru ten uscat, cu ulei de macadamia și Sweet Almond Oil, ulei de migdale dulci. Așa. Cam așa arată ambalajul, e foarte drăguț. Aici am crezut sincer că o se deschide așa și că o să aibă o pompiță, dar din păcate se deschide așa. Mirosul nu mă dă pe spate, dar ambalajul mă dă, îmi place destul de mult în afară de pompiță, am zis. Și are factor de protecție 15 și e nuanța 01 beige. Îmi este foarte puțin deschisă, dar la iarnă o să fie culoarea perfectă. Îmi place acoperirea. L-am testat doar pe mână. Să vedem cum se comportă. Încă nu l-am testat, așa că nu pot să vă spun mare lucru. Dar o să-i fac un review sau ceva. Sau o să fac un video cu produse pe care le testez. O să le
pun în acțiune în fața voastră. Și apoi mai am încă două produse, tot de la Note, un terracotta blusher cu ulei de macadamia. Asta mi-a plăcut, pe asta l-am folosit odată deja. Ambalajul e superb. E așa, țeapă în parcă. E nuanța 02 Vintage Pink. Are o oglindă foarte mare și foarte bună. Și așa arată. Ăsta, ăsta nu-i blush. Ăsta e ori blush topper, ori dacă aveți tenul mai închis, e iluminator. Eu pot să-l folosesc și ca iluminator și ca blush topper, dar nici într-un caz pur și simplu ca blush. Nu știu dacă se vede, dar cred că se vede ce lumină frumoasă are. E o culoare foarte drăguță și îmi place mult produsul, din ce am testat eu, din 2-3 purtări cât l-am făcut. Așa, apoi mai am acest produs care e foarte mare, mi se pare foarte mare. Așa, este de la Note Cosmetics, din nou, bronzing powder cu vitamina E, în nuanța 30. După cum am zis, imens, e imens. Are un ambalaj foarte frumos. Cum pisici să vi-l arăt. Așa, auriu, arămiu, bronz, ceva. Și scrie Note, are o oglindă mică, mi-a plăcut să fie oglinda mare. Și cam așa arată. L-am folosit o singură dată pe mână. Așa că, nu știu ce să zic, îmi place că e pigmentat. Da? Dar nu e nesimțit de pigmentat, adică nu e un pigment din ăla care să fie patchy, adică nu știu cum să explic cuvântul patchy, pe bucăți sau nu știu, în fine, neuniform. Așa. Iar ultimul produs este un produs primit, este un produs pe care l-am primit kind of de Moș Nicolae, tot așa. Și e un produs care îmi place și nu știu, nu... Cum să zic, e un produs care nu mi-a tras atenția de la început, dar după ce l-am văzut, cu cât l-am văzut mai mult, cu atât mi-a plăcut mai mult și bineînțeles că l-am primit. Este vorba despre paleta ediție limitată de la Kat Von D, Saint and Sinner. Are un ambalaj superb inspirat din... catedralele gotice din Germania, după părerea mea, ca absolventă a liceului de arte plastice ce sunt. Așa arată paleta. Oh, Doamne, e atât de frumoasă! Se deschide în felul următor. Are o oglindă super mare și bună și are încă una pe partea asta și așa arată. Evident că am folosit-o, i-am făcut swatch-uri, că nu m-am putut abține. Dar e atât de frumoasă. E absolut superbă. N-aș putea uita la ea într-una. Are atât nuanțe mate, cât și nuanțe sidefate, cât și nuanțe cu glitter. Așa că are tot ce ai nevoie, însă trebuie să știi să folosești paleta asta, pentru că dacă nu, s-ar putea ori să o subestimezi, ori să o supraevaluezi. Adică depinde de... Așa cred că se văd culorile cel mai real. Așa se văd prea deschise. Așa se văd cel mai real. Sunt superbe, sunt geniale. Trebuie să-i fac poze, dar deja mi-am băgat unghiile în ea, așa că să vedem cum o să iasă. Însă paleta e genială. Foarte frumoasă. Da. Și dacă sunteți curioase, am primit-o de la prietenul meu. Foarte frumoasă. Superb ambalajul. Mulțumesc, moșu. Ok, asta a fost tot, sper că v-a plăcut. În continuare aștept chestii să-mi ajungă. Cred că, de fapt, viața mea a devenit o continuă așteptare după colete. Cam atât am să vă zic, nu uitați să vă abonați, să dați like și așa mai departe. Ne vedem data viitoare, vă pup și vă mărțișesc cu drag, pa, pa!